Bună, dragilor! Astăzi este prima zi în care am ieșit la plimbare. Ieri s-au împlinit 8 zile de când am ajuns acasă și, așa cum este tradiția, a venit socrul meu, care este preot și ne-a făcut molitva, să putem ieși afară. Iar astăzi este prima zi în care ieșim în această formulă de patru. Sunt eu, Edi, ne lipsiți pupuleți când mergem la plimbare, și bineînțeles tati cu Iri. Așa că vrem să vedem cum decurge o zi de plimbare așa în parc. Cumpăra fiecare copilul nostru. Eu la fată, eu băiat. Chiar ce norocoși putem să fim. Și fetiță și băiat, e bine cântă, bravo! Suntem și cu Iri. Super fain, tati, cum ai? Care e senzația să ieși în parc cu soția, cu copii? Luăm o gură de aer curat, suntem în gherla, pentru că după ce terminăm plimbarea o să ni se facă foame! Da, ce ai văzut, mami? Și bineînțeles că o să mergem la bunici să mâncăm, iar bunicii locuiesc în gherla. Unde-i miau, miau? Ga, 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 face gâsca. Și Răstușca cum face? Mac? Ciorul chiar se prezintă ok, așa-i? Rareș? Da, da. Cum ți se pare că tu ești, tu ca bărbat ești mai... Demențial. Demențial. De fapt, ești mai critic. Cărăciorul ăsta a fost 100 milioane, dar am la reducere, că vreau... Da, am o reducere de 80 la 5. Lor, iată că intrăm și în parcul nostru frumos, în parcul municipal Gherla. Un parc frumos, aranjat, cu multe panseluțe. Și acum vă arătăm cea mai faină schemă pe care o are mama cu Edi, da, Edi? 1, 2, 3 și... Bravo! Și căruciorul ăsta e foarte practic. Da, ăsta e super mega practic. Green Tom. Da! E doar sport. Da, mici, bine, ce fain afară. Biserica din parc. Edi, cum face gâsca? Cum face gâsca? Ga, ga, ga? Ga, ga, ga. Și cum face câinele? Ham? Auzi, cioara. Auzi? Cra, cra, cra. Tati cu Iri. Chiar foarte fain parcul din Gherla. E parcul de mică, dar ce de nu știu, e mare în țară. Auzi ce zice Rareș, că nu știu cât e mare în țară. Foarte fain. Da, are Ginkgo Biloba. Vai, ce frumos cântă, ce ripesc păsărerele. Să ne bucurăm de natură! Prima noastră ieșire în parc, în formula asta, și prima ieșire cu Irinuca și cu Edi și cu tati. Suntem toți patru și e foarte, foarte frumos și plăcut. De copii, stai, de locul de joacă pentru copii. Am ajuns, mama. Am ajuns la locul de joacă. Hai să vedem, ne putem da pe ceva. Hai să vedem pe ce mama și mama o ține elefantul. Hai, aici. Hai la elefant. Hai să te urci, mami. Unde vrei? Aici, pe asta. Nu, hai pe asta, hai. Tot elefantul și elefantelul. Bravo, mami. Și te ții de asta, de asta te ții. Uite așa. Și cu asta o să mă... Bravo! 1, 2, 1, 2, 1, 2. Că soldați, mergem noi! Foarte bine! Foarte bine! Îți place? Bravo, mami! Ce tare merge elefantul! Așa, și pe asta, aici. Hai la ursuleț! Hai la ursuleț!
Hai să urci în aniportul ăsta. Așa. Bravo. Da. Ne dăm cursulețul. Bravo, mama, e foarte frumoasă. Wow, uite că este ușor, că și coboară. Vezi, acum coborăm. Așa, și acum? Îi dai în caleașcă? Sănătate! Ah, ce frumos, mergi caleașca! Ce frumos! Îți place în caleașcă? Da? Wow, mama, pe unde ești? Pe ce-i bine? Gătate rolurile. Pe din nu l-am mai putut lua de la locul de joacă. Deja afară se noptează, se răcește, dar este totuși foarte plăcut și e un aer curat și un verde atât de crud și de fain. Afară. Până acum a ieșit Irina că afară așa, doar cât am intrat în mașină și am ieșit. Dar astăzi este prima ei zi. Este frumos. Suflă mama în topădie. Bravo! Edi, plecăm! Haide, înainte! Pa! Terminăm aici vlogul pentru că ajungem la bunii acasă și o să mergem să mâncăm. Ne-am simțit bine, ne-am distrat în barc. Așa-i? Ne-am jucat. O să mai mergem. Da, asta e prima dată, dar o să mai fie multe, multe alte dăți. Vă salutăm! Pa! Bravo! Mă și tu!